Bună tuturor, sunt Jenea și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă povestesc, facem așa un time story și am să vă povestesc aventura mea cu abdominoplastia. Să începem așa, pentru cine nu mă cunoaște, eu am început acum 2 ani, exact acum 2 ani, în 2000, am început dieta mea pe 2 ianuarie 2017. Când m-am suit pe cântar, aveam 130 de kg. M-am agitat un pic așa, în fine. Și am zis, băi nene, ceva nu e în regulă. Am ajuns, nu am avut niciodată acea greutate. M-am simțit foarte frustrată pentru că știam că sunt grasă, dar nu mă gândeam că am atâtea kilograme. Îmi luam întotdeauna lucruri foarte largi, elasticizate, ca să nu mă stresez prea tare cu, și mă îmbrăcam întotdeauna în negru. A fost un episod așa care m-a făcut să zic gata, acum e ora. Eram în oraș și la un moment dat, nu știu ce mi s-a întâmplat, ca și cum aș fi avut un atac de panică sau nu știu să vă spun exact ce s-a întâmplat în momentul ăla, m-am simțit pur și simplu rău, ca o persoană care are probleme respiratorii, de inimă, nu știu, am avut așa o senzație foarte urâtă, am amețit, a trebuit să mă așez jos pe o bancă și în momentul ăla am văzut așa viața mea cum îmi trecea prin cap și copiii mei și m-am gândit, Doamne, ce fac? Ce fac cu corpul meu? Cum îmi permit eu să fac așa ceva corpului meu? Mi-a fost foarte frică. M-am speriat pur și simplu din calea afară. Foarte tare. A fost ceva incredibil de frustrant, incredibil de urât. Foarte, 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 foarte urât. În momentul ăla am zis, de mâine eu nu mai pun gura pe prostii. Cine nu mă cunoaște, eu tocmai luasem, în perioada aia, îmi luasem doctoratul, am luat master în alimentație, acum sunt la un alt master care trebuie să-l iau până în noiembrie. Să sperăm că reușim. Deci sunt specializată în alimentație și era momentul să aplic cunoștințele mele pe mine. Dieta Janina nu este o dietă, așa s-a născut dieta Janina, nu este o dietă restrictivă, este o dietă de educare a capului, educarea noastră, educarea și nu numai persoanei care trebuie să pierdă greutate în familie, dar și întregii familii. Pentru că fiecare om trebuie să aibă un echilibru, cum trebuie să-l aibă în toate lucrurile care ne înconjoară. Un echilibru ne face să trăim mai bine, să trăim sănătos, să trăim mai cu energie. Deci, am început cu dieta Janina. O dietă pe care am studiat-o, am analizat-o, pe parcurs am adăugat alte chestii. Totul se face în timp ce muncești pe tine. Este foarte important aspectul psihologic a fiecărei persoane. Încerc să fiu alături de oamenii pe care îi urmăresc în dieta Janina. Ce se întâmplă? În momentul în care ai o dietă în mână, ok, ține dieta și apucă-te de dietă, ne vedem peste o lună. Nu este așa ușor ca un om care e înconjurat de atâtea chestii, care a mâncat întotdeauna numai prostii, să fie așa de cuminte încât să ducă o dietă până la capăt. De aia în dieta Janina, fiindcă eu am trecut prin această poveste a slăbitului, a excesului în mâncare și așa mai departe, eu vă înțeleg mult mai bine decât v-ar putea înțelege o persoană care nu a trecut prin așa ceva. Chiar dacă are cunoștințe, pentru că este foarte important
factorul psihologic. Eu de aia vă urmăresc zi de zi, zi de zi, dimineața și cina. Sunt acolo lângă voi ca o nesferită care vă cicălește și vă spune ce faci, ce mănânci, atunci ce ai mâncat, ce ai făcut. Pentru că așa mintea ta se învață ca să ai o disciplină. Ok, ne întoarcem la Janina, pentru că astăzi este vorba despre mine și de cum am slăbit atâtea kilograme. Ok, după, era pe 1 ianuarie 2017 când m-am simțit rău, am spus de mâine gata nene, mă bag la dietă, nu mai am nicio scuză. Am luat un doctorat, am luat master, sunt acum gata pentru, pentru aplicarea cunoștințelor mele. Am început dieta. Pe site-ul meu www.janina.it mai găsiți acolo, cred că am încă meniul cu ce am mâncat eu în perioada aceea. Dacă nu mai țin minte, dacă îl mai am, că am schimbat un pic, scuzați-mă, am schimbat un pic... în fine. Și am început să mănânc, să reduc cantitățile, să nu mai mănânc prăjit, să nu mai mănânc zahăr alb, să fac o alimentație curată, cu niște cantități necesare corpului meu. Bineînțeles, am experimentat cantități, am experimentat stiluri de a mânca, câte puțin din fiecare, până când acum după 2 ani și după aproape al doilea master pe care îl iau, am ajuns la concluzie și am un program de o lună în care se schimbă în fiecare săptămână meniul, modul, cantitățile pentru a învăța corpul și pentru a, pentru a îi da, cum să vă spun, input-ul ăla ca să se accelereze, pentru că persoanele care mănâncă foarte mult nu au metabolismul chiar mișto, pentru că depozitează acolo și corpul s-a obosit și nu mai, decât depozitează, nu mai muncește. Așa că dieta Janina are pasuri după, după pasuri ca să ajungem la o educație care nu poate să dureze o lună, care trebuie să dureze toată viața, adică Janina vă învață și voi trebuie să o aplicați. Dar Janina vă stă aproape în fiecare zi. Deci am început dieta mea, la început, sincer să fiu, a fost mai restrictivă. În ce sens? Nu aveam restrictivă pentru că așa mi-o dădusem dieta. Pur și simplu eram așa de motivată încât mâncam mai puțin decât, mai săream peste snack, făceam 4 mese pe zi, chiar și 5, dar mai săream peste snack-uri, ăla de dimineață și ăla după, de după amiază. Vreau să vă spun că eu pe 3 luni de zile nu am călcat greș niciodată, ceea ce nu este ok. Ce înseamnă? Ar fi ok să nu dai greș cam 3 săptămâni, pentru că așa cel puțin se mișcă mașinăria asta care este corpul nostru și începe să se învețe cu alimentația sănătoasă, după care trebuie introdusă o zi în care să mărești niște calorii ca să nu nebunească metabolism. Cred că acest clipuleț o să fie foarte lung, dar am să încerc să strâng un pic, că deja suntem la 10 minute, pentru că eu sunt foarte vorbăreață. Ok, deci în primele 3 luni eu nu am slăbit și am slăbit vreo 20 de kilograme, 24, nu mai țin minte chiar mult. Am, după care am început să introduc o dată pe săptămână o mâncare mai, o pizza, o, ceva care să mă satisfacă personal. În fine, percursul meu are 2 ani de zile, suntem în ianuarie, deci am început în ianuarie 2017, suntem în ianuarie 2019 și eu am pierdut 59 de kilograme. Nu a fost simplu. Nu a fost simplu deloc, pentru că
Au fost momente în care mi-era foame, în care aveam foame nervoasă, în care... Dar am luptat, am luptat cu toate forțele. A fost și momentul în care am călcat greș, a fost și momentul în care am mâncat prostii. Dar secretul este să nu cazi din ce în ce mai jos, în sensul că, ok, astăzi ai avut o zi, nu, mâine iei de la capăt, nu te înfometezi, nu faci... nu vomiți, nu... ok, astăzi am avut nevoie de chestia asta de a mânca niște prostii acolo, nu? Ok, mâine o iau de la capăt cu dieta normală, adică prânz, micul dejun, prânz, snack, cină, nu trebuie să ne înfometăm. Și cam după 7-8 luni de când începusem dieta, care vă spun sincer, nu a fost simplu. Au fost luni în care eu am zăbit un kilogram, adică și mai te frustrezi, mai... dar e important să strângi dinții și să fii cât mai constant. După cam 7-8 luni, când am început să văd eu că nu mai pierd din greutate, m-am înscris la sală. Și la sală a fost așa cea nașterea mea din nou, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Sala m-a ajutat să fiu disciplinată, să continui lupta mea împotriva kilogramelor. Sala singură nu te ajută să slăbești dacă tu mănânci aiurea, dar te ajută să ai o piele mai tonificată, să ai fundulețul mai sus, să mai, cea, adică să fii mult mai modelat. Dar alimentația e foarte importantă. După, deci anul trecut, în 2018, noiembrie, am făcut operația, pe 5 noiembrie 2019, am făcut operația de abdominoplastie la București, la doamna doctor Carmen Giuglea, care am căutat-o, am văzut recensii și așa mai departe, am văzut că este cea mai calificată pentru a face astfel de operații pe oamenii care au fost foarte grași. Am făcut abdominoplastia circulară, deci în jurul și în spate, și brațele. M-a costat cam 4.000 de euro. Chestia care a fost că așa de bine m-am simțit după operație, n-am stat decât vreo două zile așa mai leșinat în pat, dar atât de bine mă simțeam și mă vedeam așa de frumoasă și fără burtă și cu mijlocele subțirele, că trebuie să iau pe magazine să-mi cumpăr bluze strimte, rochi strimte, adică nebunisem și eram în fiecare zi prin oraș. Problema care a fost că nu trebuia să mă mișc atât de repede după o operație așa de complicată, care stai 5 ore, eu am stat 5 ore jumătate în operație, în anestezie. Deci trebuia să stau liniștită, vă spun sincer, m-am simțit rău numai în ziua operației pentru că îmi venea să vomit. Se întâmplă că unele persoane nu au fierea care lucrează prea bine, deci nu elimină ușor toxinele și în fin. Până la urmă a trebuit să vomit, am vomitat și din momentul ăla singura chestie că mă ținea un pic așa operația, dar m-am simțit ce pur și simplu nu am avut dureri de nicio culoare, de nicio culoare. Greșeala mea care a fost asta că m-am mișcat prea repede după operație. S-a întâmplat ca 10 zi după operație m-am simțit ud aici în spate. M-am dus la doamna doctor, care vă spun din tot sufletul, eu n-am văzut în viața mea și am lucrat prin spitale, am avut de-a face cu oamenii, cu medici, cu doctori, dar o persoană atât de disponibilă, atât de umană, atât de empatică cu pacienții, eu n-am văzut niciodată, o femeie extraordinară, care te face să te simți în largul tău și poți să îi spui orice te deranjează, orice problemă ai. M-am dus la ea și mi-a spus că lichidul ăla nu este o infecție, pentru că nu aveam nici febră și nu era nici culoarea infecțioasă. Este limfa noastră care, în momentul în care face operație de genul ăsta, corpul tău se dă în apărare și produce mai mult ca să
compenseze ceea ce i-a fost luat. Deși mi se desfăcuse niște copci în spate, deci a zis, lăsăm așa să eliberăm lichidul ăsta și aia a fost problema cea mai mare pentru mine, pentru că cam 10 zile după aia am stat cu, pur și simplu îmi puneam pempă și în spate pentru că mă udam foarte tare și repede nu era infecție, era pur și simplu apă, apă albă, transparentă, fără nimic. Chestia că cam după o săptămână, cam așa, a trebuit să intru din nou în sala de operație, să mă coasă din nou tot spatele, pentru că se desfăcuse firele din cauza faptului că eu nu am stat cu minte în pat și m-am cam plimbat, așa cum am spus. Deci vă sfătuiesc din tot sufletul, primele 2 săptămâni, 3 săptămâni, rămâneți liniștiți acasă, fără să, chiar dacă vă simțiți bine, fără să faceți chestii așa cum am făcut eu, nebunești, și care au făcut-o așa fel încât să am problemele astea. Deci m-a cusut din nou în spate, am continuat să mai am pierderi, dar mult mai lejere, încă cam o săptămână. După care, deci au trecut cam 5 săptămâni, am stat în România, a trebuit să plec. Cu o zi înainte să plec, vreau să vă spun încă un lucru. Eu am făcut medicații aproape în fiecare zi. Deci, doamna doctoră își asumă o responsabilitate foarte mare și are grija voastră pe tot parcursul. Adică nu e, te operează, ok, ne vedem peste săptămână, nu, ne. Eu mă duceam în fiecare zi la clinică și femeia asta mă medica ea, împreună cu asistentele. Dar vreau să vă spun din tot sufletul că este o tipă super. Cu o zi înainte să plec înapoi în Italia, m-am dus să-mi scoată firele, dar mi-a lăsat 2 fire și mi-a mai pus unul. Pentru că, deci aveam cam 2 într-o parte, 2 într-o parte, chiar în spate aici, mi le-a lăsat. Am ajuns acasă în Italia și cam la o săptămână mi s-a desprins 2 fire. Mi s-au desprins, s-au desfăcut, se desfac pur și simplu. Probabil corpul meu, fiind, bine, am și 41 de ani, nu a avut aceeași putere de a se face bine cum poate avea o persoană mai tânără, sau pur și simplu am nu sunt predispusă la a mă face prea repede, sau pur și simplu a poziția care o au sau care o am, nu știu să vă spun, că am rămas cam cu 2 cm de tăietură desfăcută. M-am dus aici la urgență, mi-a fost recomandat să nu pun alte fire pentru că se desfac și se rupe carnea din nou, să încercăm o medicație diferită. Mă duc de 2 ori pe săptămână la spital și îmi pun acolo substanță și acum de la 2 cm s-a făcut 1 cm, deci încercăm să închidem. Asta a fost toată aventura mea cu abdominoplastia, care mi-a schimbat pur și simplu viața, vă spun din tot sufletul. Am pierdut multe kilograme și eram foarte fericită. Ok, burtă nu aveam exagerat de mult, dar aveam piele care îmi cădea un pic așa pe chilot, nu? Pe burtică. Nu eram exagerat, nu am avut foarte mult, sinceră să fiu. Problema mea este mai mult la picioare decât la burtă, dar fără pielea aia, acolo, așa, o mână de piele care o aveam, mă simt un alt om, sunt altă persoană, mă simt sănătoasă, mă simt fericită, mă simt pur și simplu o altă persoană. Asta a fost percursul meu cu abdominoplastia. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, Dieta Janina Ro. Să vizitați site-ul meu www.janina.it, ca Italia. Și să dați și voi un Să dați și voi un like, să activați clopoțelul acolo și ne vedem la următorul video. Ciao!